Pentru că este vineri, astăzi învățăm încă niște lucruri prin experimente alături de profesorii Trăzniți, ceea ce înseamnă să ducem din nou mâna la inimă și fără să fie salutul nazist, să spunem știință! Despre ce învățăm azi, profesor? Bună dimineața, vrem să facem ceva senzațional. Mă, hai! Nu, asta nu se electrizează. Dar nu se electrizează, că mă dau cu antielectrizor în păr. Păi vreau să facem ceva senzațional. Știi de ce fac așa? De ce? La turmeric. Păi de ce? Turmericul este o substanță foarte interesantă de se folosește în bucătărie. Mr. Vlad! Aoleu! Care e diferența între curcuma și turmeric? E același lucru. E același lucru? Da. Și de ce pătează? Păi pătează pentru că așa este el, pătează, trebuie să-l prelucrezi cu mare atenție. Așa este. Dar are un gust foarte bun și un antioxidant foarte bun. Ia uite, vezi, și este un antioxidant. Mulțumim, și eu știu care este substanța de bază. Se numește curcumină înăuntru și vrem să facem un experiment cu această substanță. Și pentru a face acest experiment avem nevoie de turmeric sau curcuma. Bun. Detergent de rufe. Bun. Lămâi sau Hellas. Bun. Așa, apă. Storcător de lămâi. Da. Mai multe tipuri de linguri, contează foarte mult lingura. Asta nu e lingura bună pentru acest experiment, să știi, contează foarte mult lingura. Trebuie să fie tip spatulă. Nu, nici asta nu este bună. Asta e bună. Oricum nu contează, dar mă rog, am zis și eu așa, pentru că așa mi s-a transmis în cască. Deci, doamnelor și domnilor, vrem să vedem ce putem face cu această substanță din bucătărie. Așadar, primul pas. Luăm substanța aceasta de turmeric, curcuma și o turnăm în apa noastră, doamnelor și domnilor. Se găsește în orice bucătărie de oameni bogați, e firește. Exact, și punem mâna și amestecăm până leșinăm și observăm că, așa cum a zis Mr. Vlad, s-a făcut o soluție foarte interesantă. Pe care nu-mi scos decât cu farfeca. Exact. Turmeric în apă. Ușor, profesore. N-are mai nimic, niciodată la noi nu este nimic ușor, că așa faci cu spor. Da. Și dacă observați, s-a colorat foarte interesant. Adevărat sau fals? S-a omogenizat bine, aș putea spune. Așa. Acum vreau să luați o bucată de pahar. Pahar gol. Așa, pahar gol, da. Turnăm substanța noastră de detergent de rufe. Da. Toată. În pahar gol. Punem apa aceasta peste. Unde vrei să ajungi, doctore? O să vezi, domnule, ceva senzațional. Am o întrebare. Ce culoare are această substanță? Ușor blu. Alb spre blu. Exact. Doamnelor și domnilor, ceea ce vrem să demonstrăm astăzi este că putem face un identificator precum, de exemplu, fenoftaleina și alte chestii de laborator care ne arată mediu acid și mediu bazic. Turnesol. Cu această chestie și turnesol și mai există și betil oranj. Bun. În să zicem așa, la desen, în cromatică, ce se întâmplă când adaugi peste un portocaliu galben culoarea albă? Se face alb. Așa, cumva se deschide la culoare. Miss, ești pregătită? Da. Toarne jumate din cantitate, te rog frumos, peste această substanță să vedem ce se întâmplă. Jumătate doar. Și amestecăm. Băi! Oh my god! Oh my god! Asta este o vrăjitorie! Domnule profesor Trăznit! Este o vrăjitorie instantă, care de fapt este o reacție extraordinară chimică ce a transformat în această substanță, pentru că, ia spune domnule Saban, că tu ești cu chimia, detergentul este o bază sau un acid? Detergentul este bază. Perfect, domnule! Și acum trebuie să vedem dacă reușim să aducem această super mega reacție chimică, tot printr-o prăjitorie, nu vrăjitorie. Da. Așa că aveți niște lămâi, te rog frumos, taie lămâile repede de tot. Taie lămâile. Așa, tăiem lămâile, fii antenă, luăm o bucată de lămâie pe jumătate, luăm, punem aceasta pe storcător și căzut cu tot cu storcător. Păi cu toată forța, păi de înainte. Lasă-mă. Este storcător din obor? Nu, e de la chinezul. Chinezesc. A luat 15 cu 5 lei. Dar nu contează, măi, lasă că e foarte bun. Uite că ne descurcăm foarte bine. Nu folosim cum. Forța, ci creierul, profesore. Nu contează înălțimea, ce contează este țimea, mai ții minte? Da. Nu contează că ești mic dacă te descurci puțin. Ei bine, dacă vă e greu să decojiți aceste chestii și la beschie, putem să trișăm un pic, să luăm acidul citric, adică Hellas, așa cum ne place nouă să spunem. Așadar, n-are nimic, am dat pe lângă, măi, nu-i problemă. Zici, uite, zici că mulgi. Așa arată când mulgi o lămâie, oare? Hai, măi, Daniel. Da. Uite așa, da. Hai să punem și noi de asta, să fentăm. Bun. Ce înseamnă acum? Am avut o bază pusă în substanță și acum avem la îndemână un acid. Exactly. Cel mai comun acid dintre toate, acidul citric, așa, pe care îl găsim și în citrice și în lămâi și așa mai departe, și în sare de lămâie. Da. Și acum fiți atenți. Let's do the magic. Ia. Ești pregătită? Da. Fiți atenți. Spunem așa, alabala. Alabala. Mandarina. Mandarina. Și de nu te faci galben. Să nu te faci galben. De nu te faci galben. De nu te faci galben. M-apucă splina. M-apucă splin. Și acum turnăm.
O la la! Doamnelor și domnilor, se reface această chestie interesantă. Este o reacție chimică în lanț, revine teoretic la culoarea de mai devreme. Deci a fost o reacție reversibilă. Teoretic și nu chiar. Arată cu, efectul este revers cumva, dar da. De fapt ceea ce demonstrează este că în mediul acid, această soluție, substanța aceasta, este galbenă. Iar în mediul bazic, de exemplu, este dacă aș lua substanța din nou, uite, fii atentă, da. Fii atent. Iară. Iară se face roșie. Bă, tu ești magician. Observi, știi, și dacă pui din nou hela asta, e așa că mai... Da, da, am înțeles, dar nu că am prins-o, am prins-o. Și părinții care se uită la noi, înțeleg, înțeleg. Cucu. Mulțumim tare mult, profesorii Trăzniți, nu uitați că vă învață nu numai să vă distrați, să vă ocupați timpul în mod util, dar chiar vă pot ajuta cu lecțiile. Dar la ei pe canale găsiți teme din chimie și fizică explicate prin experimente și poate vă ieși și vouă mai ușor ca părinți să le explicați celor mici. Și ne vedem pe YouTube, TikTok, numai voce de la lămâie! Pe profesorii Trăzniți!